sing as loud as you can. Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României. Can we keep the party going? Say yeah! Vă mulțumim! Și cel mai ascultat pentru rețetele pe care le oferă, în mod special în culinaria, nu că n-am vorbit noi în fiecare zi de 14 ori pe zi despre mâncare. Da, da, la ora asta, vinerea, vorbim în mod dedicat. Adică aici e spațiu dedicat. Dincolo ne strecurăm. Corect. Luca și cu mine. Da. A apărut ceapa care nu te face să lăcrimezi, dacă vreți să știți. De ce mai e, care mai e rostui? Asta mă gândesc și eu. E o companie britanică, pare să fi lucrat ani de zile să o facă. De săptămâna viitoare, ceapa Sanyan. E o ceapă maronie, fără racrim și dulce, va putea fi găsită în magazinele sale. 30 de ani au dezvoltat acest soi de ceapă, despre care spun că nu te mai face să plângi. Costă mult, un pachet cu 3 cepe Sanyan, aproape, mă rog, o liră și jumătate, de 3 ori mai mult decât cea mai ieftină ceapă de marcă proprie acestui producător. Deci 3 lei piesa. 3 lei piesa. Nu știu ce să... Ceapa este o legumă surprinzătoare. Adică pe cât de dificil este să o manipulezi, pe cât de periculoasă e, că e una dintre legumele de la care se produc cele mai multe tăieturi. Dacă folosești corect un cuțit care nu este ascuțit sau dacă nu știi să tai o ceapă corect, îți alunecă tăișul și poți să te taie. Pe atât de indispensabilă este într-o sumedenie, o sumedenie de feluri de mâncare. Are proprietatea asta miraculoasă de a îmbunătăți gustul aproape orice când o gătești. Corect, sigur, poftă. Da, poți să o faci, să o folosești și cu... Eu nu pot să mănânc, de exemplu, sau mi-e foarte greu să mănânc ceapă crudă. Eh. De oricare. Numai nici ceapă în salată? Verde. Nici în salată. Numai ceapa verde primăvara aia mai câte un pic. În rest, nu. În icre? Nu. În vinete? Nu. Ha. Nu, serios. Nu, îmi rămâne gustul ăla. În schimb... Cu slană și cu sare? Foarte puțin. Numai așa de gust. La ciorba de fasole, o felie de ceapă roșie subțire, aia din mijloc, care e mai dulce. Știu că se mănâncă, e bună. Ionela, de exemplu, se nebunește după ceapa crudă. Eu nu pot să o suport. În schimb, Ione nu poate să... nu-i place ceapa gătită. Eu cred că ceapa gătită e unul dintre cele mai bune lucruri. Mie îmi place posibile. Ceapa în toate formele ei. Și apă, uite că și coaptă și prăjită și crudă, din toate felurile. Da. Acum că tot e vremea pentru așa ceva, acum e vremea pentru mâncăruri de-astea mai consistente, mai zdravene, cu mai multă savoare, știi? Mm-hmm. Acum, de exemplu, am putea să facem zilele astea o supă de ceapă. Care e o chestie extrem de simplă, trebuie să ai numai răbdare și de o savoare inimaginabilă, este imbatabilă printre supe, foarte, foarte bună. Îți trebuie foarte multă ceapă, ceapă galbenă. Ceapă care are deja zahăr în ea. Ceapa roșie nu are atâta zahăr. Deci ceapă galbenă, tăiată peștișor, cum se spune. Deci tăiată pe lung, cum ar veni. Deci cu bulete mici. Și trebuie mult. Adică trebuie 1,5 kg de ceapă, să zicem, pentru 2 litri de supă. Și trebuie, deci, ceapa asta galbenă multă. Supă de vită făcută. Îți mai trebuie niște pâine țărănească și brânză care se topește și se rumenește dacă o pui la cuptor. Sub broiler. Brânză gruier folosesc francezii. Cam asta ar trebui să folosești. Și e extrem de simplu. Îți trebuie o oală încăpătoare, cu fund mai gros așa, foc mic, unt, ulei și ceapa la călit, la caramelizat, de fapt. Cu multă răbdare. Adică să caramelizezi 1,5 kg, 2 kg de ceapă tăiată, poate să dureze chiar și o oră. Și sigur că pare mult, dar lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă și au răbdare. Încet, încet, până se caramelizează, da? Că ăsta este tot secretul. Când s-a caramelizat, deglazăm cu puțin vin alb. Deglazăm cu puțin vin alb, ziceam. După care o linguriță de făină, nu mai mult, doar așa, cât să lege nițel. Și deasupra supă fierbinte de vită, fond de vită, cum are, supă de vită, clară. Și fierbem 10-20 de minute, nu e nevoie de mai mult, timp în care pregătim pâinea. Felii de pâine țărănească, pe care o prăjim, deasupra brânză gruier rasă, dacă se poate, mai merge și cu alte tipuri de brânză, puteți să căutați pe net dacă vreți, aveți varianta, asta e cea mai bună. Și se pune în castroane care rezistă la temperatură, deasupra câte o felie de pâine, cu brânza asta rasă frumos pe deasupra, și se dă la cuptor să se rumenească brânza. Trebuie să se termine în maxim 5 minute, că altfel se moaie chiar de tot. Dar pâinea aia, fiind pâine serioasă, țărănească, nu merge cu franzelă de asta turcească. Trebuie o pâine mai serioasă. Numai un pic se moaie așa și după aia lingurică mănânci de doamne, doamne. Și mai e un secret.
un păhărel mic de brandy când ai pus la fiert. Un păhărel mic de brandy, atât. Foaie de dafin, cimbru, sare, piper, chestii de astea. E infailibil, puțin alcool, da, cam în orice mâncare. Dar să știi că... Dar uneori nu neapărat în mâncare, în mâncare în stomac. Eu am remarcat în experiențele mele cu supă de ceapă, care au început târziu, recunosc. Adică mult timp mă uitam și zic, ce naiba tâmpenie asta să mănânci supă de ceapă, știi? Până am mâncat prima oară. Da. Mie mi se pare că elementul cheie este fix acea felie de pâine cu brânză. Care uneori, dacă e prea groasă, se îmbibă și devine o chestie așa, știi, că cum pui pâine în ciorbă de obicei, și asta fiind o supă mai fină, îi strică tot hazul, știi, dacă se fleșcă dita mai felia aia de pâine. O chestie de experiență, încerci o dată de două ori, de 10 ori și nimeni. Și calitatea brânzei e importantă, adică, na, cam asta ar fi. Mă gândeam să vă dau și o rețetă de ceapă crudă de data asta. Avem timp, maestre? Nu mai avem timp. Haide, mă, o păstrez pentru săptămâna viitoare. Nu au trecut decât 6 minute de când vorbim. Sigur că, ia, poți să dai două. Bine, atunci săptămâna viitoare să vă luați pix și hârtie că vă dau o rețetă cu ceapă crudă. Și cum adică rețetă cu ceapă crudă? Adică o rețetă în care folosim ceapă crudă. Se taie ceapa, se pune slană, se mănâncă. Da, sau cu vinete. Mama, mi-a făcut o poftă, mă duc acasă, îmi fac omletă cu ceapă. Bun! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.